Cu puțin timp înainte de începerea noului sezon, la Astra Giurgiu se înmulțesc problemele. După accidentarea lui Denis Alibec, care va rata din acest motiv startul sezonului, și Daniel Niculae are probleme medicale, iar prezența lui în meciul din Supercupa României de pe 16 iulie cu CFR Cluj este incertă. Totuși există încă speranțe că vârful Astrei va fi pe teren. Acum Astra caută un atacant de careu, iar pe lângă Marcel Essom, cu care tratativele sunt avansate, Astra caută atacant și din alte campionate ale Europei. În ultimul meci din cantonamentul efectuat în Slovenia, Astra a încheiat cu scorul de 1-1 cu Maribor, golul campioanei fiind marcat de capitanul echipei, brazilianul Junior Moraes, în minutul 9. Probleme nu sunt numai de lot la campioana Ligii 1. Comisia de disciplină a FRF a amendat clubul cu 6.000 de lei și a mai dat un termen de 5 zile pentru a achita datoriile către Ninos Gurie și Filipe Teixeira. Cei doi au depus memorii pentru a-și lua restanțele financiare, iar Comisia de disciplină le-a dat dreptate. Astra e nevoită acum să plătească o amendă și să le dea și banii jucătorilor. Gurie a jucat la Astra doar 7 meciuri și a înscris odată. Clubul a decis să-i rezilieze înțelegerea. Filipe Teixeira încă mai joacă la Giurgiu, însă a decis să continue doar dacă își ia banii. În cazul în care Astra nu va achita datoriile către cei doi fotbaliști, echipa ar putea fi depunctată.